Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur pentru decembrie 2019. Cu un pic de întârziere, dar sper să primiți mesaje frumoase. Cel puțin așa arată ce am primit deocamdată. Am amestecat cărțile, le-am pregătit. Din seria mesajelor ați primit deja câteva foarte frumoase. În cele care țin de carieră, dar nu doar, și de viața personală, ați primit justiția. În cazul în care poate unii dintre voi ați trecut prin situații și aveți de două ori semnul balanței, a apărut aceeași carte în aceeași poziție și la cei cu berbec, poate aveți planete în berbec, sau sunteți într-o relație cu cineva în semn cu planete în berbec. Trec peste acest mic detaliu. Apare de două ori semnul balanței. Aveți opțiuni, aveți variante într-o situație în care poate nu vă găsiți, nu vă gândiți voi că aveți soluții, doar trebuie să le descoperiți. Și le descoperiți echilibrându-vă, pentru că justiția, de multe ori în tarot, apare și sub semnul balanței, deci trebuie să vă echilibrați. Poate unii dintre voi aveți probleme în justiție sau cu cineva care lucrează în justiție. Sunteți în legătură cu un avocat, o avocată. Asta în cazul în care, cel mai bun, în care nu aveți voi probleme în justiție. Poate voi lucrați în justiție și trebuie să găsiți variante într-o situație ca să o echilibrați. Probleme la locul de muncă, da? Oricum, chiar dacă n-ar fi justiție, sunteți chemați ca în carieră să aduceți dreptate, să-i protejați pe cei care au nevoie de ajutor și să fiți corecți acolo unde sunteți. Aveți încredere că probabil că totuși unii sunteți într-o situație la tribunal, aveți încredere. Aveți încredere. Eventual practicați încrederea. Încercați să vedeți în afara situației și să simțiți aceste aripi în spatele vostru, să simțiți că sunteți protejați. Ei, și în această stare vedeți și lucrurile altfel. Dacă aici balanța este dezechilibrată, deja aici este în echilibru. Poate că cu un pic de răbdare, de încredere și cu o altă viziune, veți reuși să manifestați acest echilibru într-o formă sau alta în viața voastră. Eu știu ce aveți voi în viață. Sunt situații și situații și sunteți mulți și fiecare treceți prin diferite experiențe. Din seria aceasta de oracole, care ține mai mult de dragoste, dar nu obligatoriu. Nu obligatoriu. Ați primit mesajul 34 și 10, să zicem. Primiți cu dragoste și apreciere. Foarte frumos mesajul. Orice primiți, încercați să fiți deschis, deschiși, să acceptați orice gest cu dragoste. Sper că-s clară, da? Poate primiți niște cercei în formă de fulg, cât ar fi de mici. Cât ar fi de mic gestul, bucurați-vă de el. Dar e interesantă imaginea, captivantă. E acest fulg pe care îl prindeți în palmă. Poate nu primiți nimic de la nimeni. Și pur și simplu, primul fulg de nea pe care îl prindeți în palmă, teoretic, ar trebui să-l primiți cu dragoste și cu apreciere, ca fiind un mic cadou, un mic mesaj de la Dumnezeu că lucrurile vor merge bine. Chiar dacă el pare efemer, chiar dacă el se va topi în mâna voastră, fiind semn de pământ, aveți nevoie de apă. Bucurați-vă de acest semn. Pentru că posibil în viitor, într-un viitor, aceste mici picături de apă care s-au topit dintr-un mic fulg de nea vor crea, ce frumos, un adevărat univers. În viitor, în mintea voastră,
în mintea voastră la început sau în timp, nu la început, este fulgul, apoi picătura, care vă hrănește întreaga ființă și vă readuce la viață. Eventual, vă ajută să creați un univers de idei noi, spectaculoase, frumoase, care se vor manifesta. Știu că sună ciudat, așa simt să citesc. Se vor manifesta în viitor, în viața voastră. Pe ideea efectului de fluture, nu? Acest fulg poate să genereze un nou univers, o nouă viață. Pentru cei care îl primesc cu apreciere și cu dragoste. În continuare, aveți apreciații pe cei pe care iubiți. Și iar este vorba de picătură, iar este vorba de un univers întreg într-o singură picătură, cum am vorbit și mai devreme. O picătură care generează, da? Un univers mental, emoțional și apoi se va manifesta în realitate. Hrăniți emoțional pe cei pe care îi iubiți și acum simt că poate trebuie să îi și protejați. Nu doar să vă exprimați dragostea emoțional și prin fapte și prin gesturi și prin momente de tandrețe. Încercați să-i protejați pe cei dragi, că e o mamă cu un copil, că e o iubită, un iubit, încercați să-i protejați pentru că sunteți semne de pământ și aveți această capacitate. Aveți numărul 10. Dacă totul în jur este sumbru sau este întunecos, încercați să creați în jurul celor dragi acel zid protector și să creați un nou univers, o altă lume, o altă dimensiune senină, strălucitoare. Pentru că puteți. Și iar văd că ține, e o chestiune care ține de mână, de mâini, poate trebuie cu mâinile voastre să creați acest nou univers sau nouă viață, vine 2020. Poate aveți nevoie de atingere. Sau atingându-vă de anumite lucruri, ca de exemplu fulgul, da? Să vă lăsați inspirați. În continuare aveți numărul 8. Iubiți ceea ce sunteți. Am vorbit și la berbec și am mai vorbit și la altă zodie, nu mai știu la care. Iubiți ceea ce sunteți, cu defecte, cu calități. Încercați să nu fiți perfecționiști, dar și nici prea stricți cu voi, dar să vă acceptați și plusurile și minusurile. Și să fiți pregătiți pentru călătoria aceasta prin care toți trecem. În continuare aveți o carte care sugerează niște lucruri ascunse, o relație ascunsă. Și am văzut, când am amestecat cărțile, am văzut de câteva ori Marea Preoteasă. Aveți ceva secret în suflet, ori o poveste, ori pe cineva, poate iubiți în secret pe cineva și nu vreți să le arătați. Încercați să fiți corecți și să fiți deschiși, da? Să vă iubiți așa cum sunteți și să nu vă ascundeți în spatele măștilor sau al pseudonimelor în cazul în care încercați să abordați pe cineva într-o formă mai ascunsă, da? Posibil că aveți o dragoste adevărată pentru ei. Dacă nu e vorba de o dragoste adevărată, probabil că veți descoperi o dragoste adevărată în momentul în care veți ierta ceva, o situație neplăcută în viața voastră. Și veți învăța să vorbiți limbajul dragostei, să vă bucurați, să fiți împreună, să vă îmbrățișați, în cazul în care n-ați făcut-o. Oricum, e undeva în zona asta o dragoste adevărată, dar e una dintre cele mai frumoase cărți. Stă pitită. Pitită în spatele măștilor. Poate nu vreți voi să o arătați, nu știu de ce. Posibil unii aveți niște complexe și trebuie să învățați să vă iubiți așa cum sunteți, da? Și să vă iertați eventual pe voi sau cei care v-au greșit în trecut și v-au blocat această încredere în voi. Eventual, dacă vă învățați să vă iubiți pe voi,
aveți șansa să vă protejați, poate într-un alt fel. Viața interioară, viața personală, emoțiile, în fine. Asta e mesajul. Primiți cu dragoste și apreciere. Orice lucru, cât de mic și un fulg, poate să genereze o adevărată revoluție mentală și emoțională. În continuare, voi. Citi din această serie de cărți pe care am folosit-o destul de rar în ultima vreme și care totuși mi-e dragă. Cărțile reprezintă spiritele animalelor. Voi trage o carte din care va trebui să vă, teoretic, dacă vreți, să vă inspirați luna aceasta. Cartea nu reprezintă o situație sau o persoană, ci energia unui animal din care ar trebui să vă inspirați. Oricum, se pare cu această vulpiță, semn de pământ, poate un alt semn de pământ, a fost viclean cu voi, sau poate voi, semn de pământ, trebuie să, sau ați trecut printr-o situație, că am văzut și măștile, în care trebuie să fiți vicleni, isteți. Poate, da, a trebuit să purtați o mască, dar eu zic acum, și mesajele spun același lucru, că e cazul să lăsați masca și să fiți direcți. Deja a venit mesajul. Oh, dragonul. Dragonul. Am mai venit la un semn. Nu mai știu la ce semn. A venit dragonul și oul cosmic. Wow! Două semne care reprezintă eterul. Ultima chakră este aici, stă să fie. Să fie activată. Să fie activată. O situație, o transformare, cum am zis, mentală, e o chestie care. Vai, dar ce frumos! Ia să caut cartea. E o chestie care ține de mental. La voi, acum, să caut cartea. Ia uite. Da? Chakra a șaptea, ultima chakra a coroanei. A coroanei, da? Asta este chakra a șaptea. O transformare. Cât de mică. Oul acesta e la fel de mic ca și fulgul, dar are un potențial imens. Este vorba de voi. Dragonul. Dragonul ține de plexul solar, de a treia chakră. Dar, de ego. Dar ce este de interesant este că acest ego adesea se manifestă negativ, dar are și o latură foarte bună și pozitivă. Fără ego nu putem să facem aproape nimic. Dar evident că nu trebuie să intrăm în dezechilibru, să facem doar din ambiție și doar din dorința de a demonstra cu tare și cu tare. Din acel motiv poate ați și primit iubiți-vă pe voi înși vă, da? Și faceți din dragoste ceea ce faceți. Primiți cu dragoste și apreciere. Poate unii vom vedea cum rezonează și cu celelalte cărți. V-ați pierdut încrederea în voi într-o situație că a trebuit să iertați, dar mi-aduc aminte de cărțile care au fost, da? Să vă iubiți pe voi în cazul în care aveți niște complexe și asta țin iar de plexul solar, de chakra a treia, complexe, neîncredere, pentru că la un moment dat poate ați fost mințiți, da? Poate n-ați purtat voi măști, poate altcineva a purtat mască, da? Și voi ați crezut că e o dragoste adevărată, da? Și trebuie să iertați situația. Pentru că v-a afectat foarte mult încrederea în voi. Din acest motiv a apărut dragonul, chakra a treia, plexul solar. Poate aveți probleme cu stomacul. Ia uite că și eu beau acum ceai de gălbenele pentru gastrită. Și acum a apucat durerea, înainte să fac etalarea. Poate are legătură și cu voi. Bine, nu e o durere mare, dar există. Totuși o confirmare. Poate
ceva simt de la voi sau de la situațiile prin care treceți. Dragonul este o forță cu care n-ar trebui să se pună nimeni. Ego-ul, da? Dar am zis că uneori se manifestă adesea negativ. Ar trebui să învățați să-l manifestați pozitiv, pentru că în momentul în care îl manifestați pozitiv, puteți să urcați către următoarele chakre și să ajungeți la aceasta, la ultima, la conexiunea cu divinitatea, cu oul cosmic, cu matca spirituală, evident. Aveți o forță în voi pe care ar trebui să o manifestați în această perioadă. Da? Plexul solar vorbește despre forță spirituală, în mod special, pentru că aveți două cărți care reprezintă semnul alchimic al eterului. Poate postul Crăciunului vă va ajuta sau toată energia aceasta a Crăciunului vă ajută să folosiți ego-ul în direcție spirituală. Direcție pozitivă, nu negativă, nu pragmatică, nu pământeană, că sunteți semn de pământ. Poate aici este și chemarea. Măcar în această perioadă a Crăciunului, a sărbătorilor de iarnă, să manifestați această energie. Măcar. Poate unii o manifestați mai des. Aveți această putere să generați un proiect sau să fiți fertili într-o direcție. O ține de o manifestare feminină a fertilității și șarpele a masculinității. Poate aveți o relație sau puteți să aveți o relație sau să manifestați în această perioadă cu pași mici, dacă deblocați chakra a treia, să manifestați o relație spirituală foarte profundă cu cineva. Și împreună să generați acel univers despre care am mai vorbit. Da, bine, sunt mesaje ciudate, poate nu rezonează cu toată lumea, poate rezonează cu unii dintre voi, dar cu cine rezonează, sper să-mi și comunicați ce și cum. Din seria aceasta de cărți, din care o să fac, o să continui cu crucea celtică, dar nu vă arăt încă. Deocamdată fac o mică rugăciune, da? Mă așteptați un pic. Mulțumesc mult! Bishem Adonai, Mimini Mihael, Umismoli Gabriel, Umilifnai Uriel, Umeahorai Rafael, Va'al Roshi Shehinatel. Mulțumesc pentru răbdare și pentru înțelegere. Deci, în seria aceasta de cărți pe care o să folosesc la crucea celtică, au apărut două cărți. Bine, au mai sărit câteva, dar acestea în mod special au vrut să se arate. Eremitul. Eremitul e zodia fecioarei. Poate aveți de-a face cu o fecioară sau poate aveți planete acolo. Dar eremitul vorbește, se potrivește cu perioada de post. Se izolează, merge în, ține post, da, face rugăciune, se controlează de la alte obiceiuri, eventual, tocmai ca să se purifice și să-și aducă aminte de lumina, lumina interioară, de oul cosmic despre care am vorbit mai devreme. Este varianta, ce frumos îmi vin mesajele, este varianta pozitivă a acestui dragon. Își folosește plexul solar, ambiția de a rezista prin frig, prin greutăți, prin câte și mai câte, e varianta pozitivă a egoului, pentru a găsi lumina, pentru a se conecta la divinitate, la oul cosmic. Ha, ce fain, ce fain. Probabil că ați trecut prin niște situații complicate sau persoana respectivă, dacă e o persoană, a trecut. Dar eu zic că sunteți voi.
Iar apare magicianul care reprezintă semnul fecioarei. De, cu siguranță unii ori aveți planete în fecioară, ori aveți de-a face cu o fecioară. Dar magicianul reprezintă și semnul gemenilor. Poate să fie și un berbec în prima zodie. Sau cineva în Capricorn în ianuarie. Dar asta ca asta. Se leagă oarecum. Foarte fain. Una de cealaltă. Și apăruse și Marea Preoteasă la un moment dat. După ce vă impuneți un anume regim mai strict, după ce treceți prin întuneric, găsiți lumina și lumina ce este? Lumina vă va da, este acel eter de care aveți nevoie, acea spiritualitate, fără de care nu puteți manifesta. Ce înseamnă magicianul? Înseamnă un om care are toate resursele, adică are o minte clară, am zis, are emoții sănătoase, are o pasiune, da? Pasiunea, egoul, focul interior. Are, voi fiind semn de pământ, are stabilitate. Cât de mică? Nu trebuie să ai, eu știu, câte conturi în bancă, da? E suficient să ai cât de puțin. Să ai un capital material, dacă nu bani. Evident că nu poți să manifesti doar cu banii. E mult mai profund simbolul. Și am zis, trebuie să aibă eter. Eterul care a apărut de două ori la voi. Da? De două ori. Bagheta asta, fără de care nu se poate manifesta nimic. Poate că sunteți undeva la un final, cred eu, unii dintre voi. Un final de călătorie spirituală, care se va încheia cu manifestarea, cu un nou început. Manifestați ceva, vom vedea ce. Știu că sună complicat și nou început arată și aici, valetul de monede. Cu pași mici și siguri, studiați o problemă și puneți bazele unei, ia uite, mergeți mai departe, poate vă luați și mașina, către o victorie, eventual care vă echilibrează. Iar apare justiția, da? Iar apare justiția și semn de aer, discuții. Aveți o victorie într-o direcție. Ia uite, asul de monede și valetul de monede. Un nou început. Taur, soarele nu a venit să ascendent în Taur. Decembrie 2019. Soare, Lună, Venus, ascendent în Taur, decembrie 2019. Da, știu, etalele mele sunt mai lungi, vorbesc mai încet, dar asta e, nu vreau să mă grăbesc, chiar nu vreau. Central, puterea! Bravo, măi, taurilor! Poate unii aveți, totuși, vă gândiți ori la cineva în semnul leului sau al fecioarei, da? Dar eu zic că e inima voastră puternică, sunteți puternic și are centru, plexul solar se leagă. Și se leagă foarte bine pentru că zici că sunt făcute special. Da? Dragonul reprezintă dragonul, bestia, leul, da? Și oul cosmic, creșterea este infinitul, este fecioara, fecioara. Adică varianta noastră spirituală, nu neapărat fecioară, varianta noastră spirituală. Ei, sunteți puternici pentru că ați trecut prin multe. Pentru că unii dintre voi vă puteți tempera natura voastră pământeană. Da, sunteți semne de pământ, dar vă puteți tempera. Vă transformați eventual în această perioadă pentru a nu știu câta oară că transformarea înseamnă procese peste procese de transformare, nu justiție. Transformare. Vă transformați inima. Esența voastră, esența voastră vă transformați. Nu mai sunteți taurii care ați fost cândva, cei pe care îi știa lumea. Vedem cum se așează cărțile, dar deocamdată văd foarte frumos această carte. Opt de spade, griji, probabil pentru acele probleme în justiție, pentru corectitudinea cuiva sau necorectitudinea cuiva. Un semn de aer,
Sau dacă nu e semn de aer gemeni, că a apărut magicianul, da, gemeni, balanță sau vărsător, dacă nu este nu acesta, sunt niște griji. Sau cineva își face griji pentru voi, dar voi aveți putere. Sau sunteți într-adevăr într-o perioadă în care vă faceți griji, dar să nu uitați niciodată că aveți putere și toate situațiile grele prin care sunteți acum, unii și alții, vă vor ridica, vă vor ajuta să înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă mai profundă. 8, 8, două cărți care reprezintă numărul 8, da? 8 și 8. Și aici iar 8, semnul infinitului, de fapt, transformare, transformare, transformare mentală, emoțională. Am zis, esența voastră se transformă și e bine. În trecut, cavalerul de bâte, posibil un semn de foc, dar nu e obligatoriu, berbec, săgetător sau leu, iar leu. Dar e vorba de o aventură, e vorba de o călătorie, e vorba de un mesaj. Poate o călătorie la distanță, dar la distanță, pentru că, în general, cavalerul de bâte chiar merge până foarte departe. Sau am zis o relație pasională, o aventură, la baza acestei cruci, sau în subconștientul vostru. Îndrăgostiți, a doua arcană majoră și ea foarte puternică. Îndrăgostiți, iar semnul gemenilor, dar nu e obligatoriu. În ultima vreme, poate unii dintre voi v-ați îndrăgostit. Poate după această aventură ați început să vă îndrăgostiți. Sau această aventură v-a pus în situația în care trebuie să alegeți între două persoane. E o alegere importantă în dragoste. Dacă nu e vorba de alegere, vedem cum se așează cărțile, poate în ultima vreme v-ați apropiat într-un fel sau altul, practic, în fizic sau măcar vibrațional, de sufletul vostru pereche. De o persoană care vă completează foarte bine. Vedem, vedem, vedem. Iar eremitul în viitorul îndepărtat. Hai să vedem viitorul apropiat. O, cinci de bâte. Conflicte, conflicte, conflicte. Iar semn de foc. Dar s-ar putea să fie focul vostru interior care vă pune în această situație. Conflicte interioare, focul interior. Fac cu tare sau nu fac cu tare. Și de la conflicte, la un moment dat o să vă izolați. Sau poate vă întâlniți cu acest personaj, semnul fecioarei sau... Dar eu cred că ați putea fi voi. Pentru că având aceste conflicte nu veți găsi soluții. E vorba de o alegere, da? Și aici aveți nevoie de soluții. Ah, ce se lipesc. Și aici aveți nevoie de soluții mentale. Eventual, poate să fie și o luptă cu concurența într-o situație prin care sunteți, poate în dragoste, trebuie să aveți putere să rezistați până vă luptați cu concurența pentru acest suflet pereche. Sfatul, 6 de monede. 6 de monede. Trebuie să vă echilibrați financiar, în primul rând. Poate aveți nevoie să primiți un ajutor financiar din partea cuiva. E vorba de a treia persoană care dă bani cuiva. Poate aveți nevoie de o consiliere în cazul în care aveți nevoie de. Trebuie să alegeți. Sau aveți nevoie de bani ca să puteți echilibra situația care o fi ea. Exterior soarele. Sigur, unii dintre voi aveți de-a face cu cineva în semnul leului. Sau săgetătorului. Aveți leu și aici, aveți săgetător și aici. Exterior vă influențează cineva care vă aduce bucurie mare.
Bănuiesc că este această persoană de care v-ați îndrăgostit în ultima vreme, unii dintre voi, care a venit în viața voastră, da? Iarcal, Iarcal, a venit în viața voastră la un moment dat. Leu, poate să aibă ascendent, poate să aibă Venus, poate să aibă Lună, Leu sau Săgetător. Dar bănuiesc că această bucurie, această stare vă dă și puterea să depășiți o perioadă, niște situații destul de neplăcute, ia uite, prin care încă veți mai trece unii dintre voi, că e viitor îndepărtat, dar e mult mai diferit. Deja aici nu mai sunt spade, aveți o bâtă, aveți acest foc, aveți acest dragon activat, da? Ego-ul, pasiunea, focul interior. Și aveți o lumină, ceea ce este mare lucru. O găsiți probabil în această perioadă în care vă regăsiți, vă transformați esența, vă regăsiți puterea interioară. Și sfatul este să vă echilibrați financiar eventual, poate să căutați un ajutor financiar, un împrumut, dar aveți grijă totuși cu împrumutul la bancă. Poate la altcineva să vă împrumutați. De ce vă este teamă? De 6 de cupe. 6 de cupe, o carte foarte frumoasă și într-un fel aduce aminte de această carte a îndrăgostiților. Tot două suflete perechi. Poate ei să fie un suflet pereche din tinerețe sau dintr-o altă viață, semn de apă e aici. Și ei să fie sufletul geamăn. Sau poate să fie pur și simplu aceeași relație. Posibil vă este teamă unii dintre voi. De-aia aveți și luptele cu concurența, cu pretendenții unii dintre voi. Vă este teamă că nu vă veți întâlni, că nu îi veți manifesta în viața voastră 6 de cupe, că nu vă veți împăca. Pentru că eremitul vorbește despre tăcere. O perioadă de tăcere. După niște conflicte. Ce vă doriți? Steaua, Doamne, cum să nu vă doriți așa ceva? În primul rând, vindecare. Pentru că asta reprezintă vindecare. Echilibru emoțional. Și speranța asta pe care o caută eremitul, poate nu fi semnul fecioarei. Poate pur și simplu este nevoia voastră de a vă găsi această lumină interioară și apoi exterioară. Într-o credință, soarele poate să fie și cineva care vă trezește spiritual, vă dă un mesaj, vă dă ceva, încredere, prin vibrația lor. Ambele cărți reprezintă persoane publice, persoană publică, soarele, leul și vărsătorul, varianta opusă. Poate persoana respectivă are planete pe acolo, în fine, ascendent ce o avea. Dar dacă e una și aceeași persoană care vă face fericit și este împlinirea tuturor dorințelor, persoana pe care v-ați dorit-o tot timpul, de când erați mici, poate prin această vibrație să vă regăsiți și voi soarele și lumina interioară. Și speranța, lumina de la capătul tunelului. Dar e clar că sunteți într-o perioadă sau mai tulbure, dar aveți, ia uite câte arcane majore. Una, două, trei, patru, cinci arcane majore. Aveți o susținere spirituală foarte puternică. Foarte puternică. Mai, Marea Preoteasă, a șasea arcană majoră, m-a zăpăcit de cap, m-a zăpăcit, ce să mai. Marea Preoteasă, semnul peștilor, sau al racului, sau al scorpionului, dar în general e semnul peștilor. Este cineva care studiază astrologia, studiază tarotul, dar dacă nu e o persoană, poate să fie, da,
Opoziția fecioară pești. După această căutare în întuneric, să descoperiți Marea Preoteasă, lumina, înțelegerea lucrurilor prin care ați trecut, situațiilor prin care o înțelegere profundă. N-aveți nevoie de cărți, de studii, cine știe de care, academice. Marea Preoteasă nu e ca Marele Preot. Nu face facultatea de teologie Marea Preoteasă, ca preotul. Ea este preoteasă pur și simplu prin caritățile pe care, cu care a fost înzestrată. Este femeia divină, într-un fel, varianta superioară a femeii divine, da? Dacă există și o variantă inferioară, da? Acum s-ar putea să fi spus ceva un pic cam confuz, dar cred că există și o variantă inferioară. În fine. Materială, vreau să zic. Marea Preoteasă, în fine. Dacă în viitorul îndepărtat, asta înseamnă sfârșit de decembrie, sfârșitul anului, da, ianuarie, că tot am venit destul, poate prin ianuarie-februarie, manifestați această înțelegere. Eventual, eventual, veți ține în secret ori această relație, ori această dragoste. Eu dragoste, eu atracție, nu dragoste, atracție. Această persoană care vă face foarte fericit și care efectiv reprezintă ceea ce v-ați dorit dintotdeauna. Posibil o veți ține în secret, în cazul în care nu este cineva care se ocupă de tarot, de astrologie. Regele de spade. Alt vărsător sau gemeni sau balanță, regele de spade. Este destul la fel de tăcut ca și eremitul. Poate un pic mai vorbăreț, dar vorbește lucruri foarte raționale. Eremitul măcar mai discută și chestii de spiritualitate. Șapte de monede puteți fi voi în așteptare. Oh, și începe să manifestați la un moment dat. Magicianul și Marea Preoteasă, iar ce combinație superbă. Încet, încet reușiți să manifestați un nou început. După ce depășiți această perioadă de mari trădări, mari trădări și mari suferințe, oh, da, ce frumos, aveți asul de spade. S-ar putea să fie avocatul, da? A apărut justiția, poate să fie un avocat la un moment dat. Pe temperați ego-ul și se echilibrează niște situații, niște conflicte verbale. Regina de bâte, pentru unii dintre voi, o persoană pasională, creativă, care vă seduce. Aici sunteți voi. A, nu, fecioară. O persoană independentă, pasională, care vă seduce, vă atrage și poate vă și echilibrează. S-ar putea, e interesantă combinația, s-ar putea unii dintre voi să aveți a face cu o persoană și pasională și spirituală în același timp, unii dintre voi. Și care să vă ajute într-un fel sau altul. Dar bine, asta se desfășoară mai prin ianuarie. Oricum, acest sfârșit de decembrie se manifestă cu Marea Preoteasă. Eventual, puteți să fiți voi, regele de spade, care exprimați un adevăr. Poate tot ce ați înțeles în această situație, în această poveste. La capătul setului de cărți aveți 9 de cupe. Bucurie, bucurie. Cineva, e similar cu steaua, cineva care vă împlinește toate dorințele, vă împlinește, adică arată de ca și când e persoana pe care ați visat-o. După o perioadă de trădări, de regrete, mergeți mai departe, faetonul, către Victoria, ia uite, iar a apărut justiția, a apărut și mai devreme, a vrut să se arate, cu un scop, cu un scop. Mai.
Nu o decupe, bucurie, după o perioadă de regrete. Mergeți mai departe, faetonul, cu mașina sau fără mașină, dar mergeți mai departe. Vă luați tristețile și bucuriile și manifestați victorie. Și dreptate într-o situație. Comunicați cu cineva care poate e trist și așteaptă un semn de la voi și începeți eventual o colaborare, 3 de monede și mesaje la distanță. Da. Eu cred că unii dintre voi tăiați o relație de familie. Nu degeaba a apărut justiția și a apărut și regele de spade și ea regina de spade și aici este imaginea unei familii. Pentru că apare nebunul, apare un început, o luați de la zero, într-o direcție, sentimentală, zic eu, că e ca cavalerul de cupe. Care o perioadă a stat în așteptare și așteptarea asta a durut foarte mult și pe voi și pe ei. Dar începe să munciți. Să faceți o strategie cum să ajungeți la un echilibru, la un echilibru. Da, o strategie. Să ajungeți mai aproape de acest echilibru financiar. Bine, dar asta e îndepărtare. Deja trebuia să vorbesc doar despre acestea. Sper că am fost clară și sper că a rezonat cu unii dintre voi. Oricum, în această perioadă, ca să nu revenim, în această perioadă vă bucurați. Vă bucurați, deși aveți și bucurie și tristețe. Încercați să mergeți mai departe cu bucuriile, da, interesant, cu bucuriile, ce drăguț. Uite, cu bucuriile și cu tristețele. Mergeți mai departe, pentru că sunteți puternici, pentru că ați trecut prin prea multe să nu treceți și prin această situație. Care se va manifesta cu dreptate după o perioadă de trădări, da? Cu o nouă viață, manifestați o nouă viață. Eventual, pregătiți-vă pentru această perioadă, pentru acest 2020. Pregătiți-vă. Spiritual, cred că unii ați început deja. Dar să rămânem la acestea, da? Există un mister în povestea asta pe care voi trebuie să-l descoperiți. De ce eventual, tocmai când treceți prin probleme, apare și persoana aceasta? Eu știu. Așa simt. De asta vă este și teamă. O să manifestați această relație, acest suflet pereche, o să vă împăcați, pentru că treceți în această perioadă prin prea multe probleme. Eu așa simt. Sunt curioasă cu cine rezonează. Mama, s-a făcut 43 de minute. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau!